Vești bune pentru severineni. Știm cu toții că o tunsoare bine realizată și o barbă îngrijită sunt cheia către succes. Astfel, astăzi a avut loc deschiderea Academiei Di Angelo, unde cei prezenți la eveniment au avut parte de un seminar gratuit, iar atmosfera a fost întreținută de un DJ. Mulțumirile mele sunt dreapte astăzi către voi toți pentru faptul că ați reușit să fiți părtași la deschiderea evenimentului nostru. Eveniment care se bazează în mare parte pe educație, disciplină. Scopul evenimentului de astăzi este deschiderea unei academii pentru cursuri. Am dorit să venim în sprijinul viitorilor frizeri și celor care sunt la început de carieră și celor care sunt la nivel avansat, pentru că noi prezentăm și partea de avansat și partea de început. Di Angelo Barbershop și-a deschis porțile în anul 2019, mai exact pe data de 5 mai, și de atunci peste 165 de cursanți din toate colțurile țării au trecut pragul salonului. Din pasiune și dăruire, astăzi am asistat la deschiderea unei academii, unde cei pasionați de această profesie sunt așteptați cu brațele deschise. De asemenea, cu ocazia deschiderii, a fost susținut și un seminar gratuit. Cele trei forme geometrice primare sunt forma rotundă, forma pătrată și forma triunghiulară. Foarte bine. Astăzi vom executa un quiff and fade. O să coborâm cu fade-ul până în forma de skin fade. Cel mai probabil o să mergem între mid fade și high fade. Ca și formă, pe partea de tranziție și pe zona de top, o să executăm formă pătrată până în zona de rotunjimea capului. Și să vă și explic care e zona de rotunjimea capului. Din cel mai înalt punct, din apexul, acolo unde forma se rotunjește, o să venim cu reversul și o să executăm forma triunghiulară. Forma pătrată compensează formele rotunde ale capului, aceasta fiind o formă statică, iar forma triunghiulară compensează cea mai mică parte a capului, ca și formă de relief, prin crearea de lungime, aceasta fiind o formă versatilă. Ce înseamnă forma versatilă? Este o formă care ne permite nouă ușoară dinamică. Academia are misiunea de a ajuta noua generație de talente să le ghideze primii pași în domeniu, atât pe partea de frizerie pentru o tunsoare bine realizată, dar și o barbă îngrijită. Di Angelo este un tânăr antreprenor, oltean jet pe jet, care a ales să nu părăsească orașul natal Drobeta Turnu Severin și să-și pună visul în practică prin deschiderea unei afaceri. Acesta ne-a mărturisit că totul a pornit dintr-o joacă, pe vremea când era copil, și de atunci a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a-și realiza visul. Avem un eveniment legat despre frizerie și despre studiul frizeriei, pentru că nu facem din asta doar tunsul care se execută zi de zi la scaun. Am încercat să ieșim puțin din zona de confort, să depășim tiparele și să începem să prezentăm și urmașilor noștri frizeria, ca aceasta să nu se piardă. Sunt puține persoane care știu că în momentul de față în frizerie se execută după un manual de prin anii 70, unde baza și fundamentul frizeriei este ușor depășit. Am făcut pasul către frizeria modernă, motiv pentru care am început să mergem pe parte de educație, să școlim și tinerii din ziua de azi. Cei interesați, în primul rând, trebuie să-și dorească să facă pasul către educație, să vină spre frizerie, să fie interesați cât mai mult posibil, să aibă voință și determinare. Ei trebuie să vină doar să ne deschidă ușa, să fie hotărâți că vor să meargă într-o direcție, iar de restul ne ocupăm noi. La noi există instruire constantă în fiecare zi pentru cei care sunt dispuși să meargă către această meserie. Alături de Di Angelo la deschiderea Academiei au fost familia, foștii cursanți care i-au devenit chiar colegi, dar și începători în acest domeniu, dornici să dezlege tainele acestei profesii. Astăzi avem un eveniment foarte important. Deschidem o Academie. Salonul este deschis de ceva timp, salonul Di Angelo. Și am făcut un mic eveniment la care participă foștii cursanți care au fost invitați cu toții. Se ține și un seminar cu această ocazie gratuit. Crezi că îi va ajuta pe severinenii talentați? Foarte mult, foarte mult. Chiar au ce învăța. Iar cei care vor veni să participe la cursuri și seminarii pe viitor nu au cum să regrete. Am fost plăcut surprinși să vedem că mulți cursanți au venit de departe pentru pasiunea lor. Este și cazul lui Cosmin, un fost cursant care ne spune că a venit tocmai de la Balș pentru acest eveniment special. Am venit aici la bunul meu prieten Angelo. Am început, cum să spun, cu el, cum ar veni în domeniul acesta. A evoluat foarte mult, îl apreciez.
m-a luat sub aripa lui, să zicem așa, și este un eveniment mare pentru el, pentru noi de altfel, pentru că sper să vin regulat, că am multe de învățat de la el. Și a zis Academie, ceea ce, dacă era mai aproape de mine, cred că era excelent să am drumuri mai des aici. Ce să zic, îi urez tot succesul, sper să ajungă cât mai departe, este un om de nota 20. Pasiunea și dăruirea pentru această profesie i-au adus pe toți împreună, venind de la sute de kilometri distanță pentru visul lor. Anca, spre exemplu, vine din Filiaș și ne spune că distanța nu contează atunci când îți dorești cu adevărat ceva. Astăzi este un seminar la care mi-am dorit foarte mult să ajung, pentru că eu cred că acest om este potrivit pentru toate persoanele, pe înțelesul tuturor, și pe mine mă ajută enorm de mult să avansez. Iar el, cu ocazia asta, și-a deschis o academie pe care cred că o merită din suflet, pentru că e exact persoana potrivită la locul potrivit. Trebuie să înțeleg că tu ești cursantă. Da, sunt o cursantă. De unde vii? Din Filiaș. Sunt ceva kilometri, dar pentru mine efortul acesta chiar a meritat și merită totul. Trebuie să înțeleg că distanța nu contează când e vorba de pasiune. Nu contează când este vorba de pasiune și de calitate. Susținută de familie și prieteni încă de la început, D'Angelo a vrut ca pasiunea să nu rămână la acest nivel și a dorit să se perfecționeze participând atât la cursuri cât și la concursuri, unde s-a clasat mereu pe primele locuri, având un palmares impresionant. Aș fi foarte, foarte încântat să avem un număr din ce în ce mai mare, pentru că ne place să lucrăm cu oamenii. Este o meserie care cu siguranță îi propulsează pe o altă scară și părerea mea ar fi că decât să-și piardă timpul cu nasul prin telefoane și în gadgeturi, să poată să facă ceva cu viața lor dintr-o meserie în care chiar pot avea succes. Cu prilejul deschiderii D'Angelo Academy, cei interesați au putut beneficia de un seminar gratuit, dar și de o atmosferă plăcută întreținută de DJ Ionuț Balac.